Privind depozitul de la Roma și de la Târgu Neamț, v-am spus puțin mai devreme acele platforme temporare care vor fi soluțiile de închidere și, bineînțeles, pe urmă de desistare activității și pe urmă de relocare a acestor depozite, deșeuri, pardon, și dacă aceste de platforme au îndeplinit toate condițiile de mediu, conform normativelor de mediu și unitățile administrativ-teritoriale prezente aici și inclusiv ADIU și Consiliul Județean vor veni cu niște soluții, le vom reanaliza din nou, vom vedea și ce sume au nevoie pentru lucrul acesta și o să încercăm ca să nu mai creăm o poluare în zonă, ci încercăm să stopăm la sursă și să nu mai fie niciun fel de problemă. Dar până când ele... Deci, sunt două soluții. Prima, adică nu soluții, sunt două probleme pe care putem să le facem. Una este să ducem tot conform autorizației care s-a dat în 2012-2013, când s-a creat platforma temporară, să ducem toate deșeurile în noua celulă de la GRO. Și a doua, dacă avem posibilitate, dacă conform autorizației de mediu dată s-au îndeplinit toate condițiile de mediu pentru un așa zis construire de depozit autentic, de depozitarea deșeurilor municipale, ar exista șansa ca el să găsim o altă modalitate astfel încât să nu mai ducem să relocăm deșeurile. Dar lucrul acesta astăzi nu vi-l putem spune cu certitudine, pentru că nu avem toate datele. Noi le-am cerut astăzi, dar primordial este relocarea, pentru că așa scrie în autorizație și pentru motivul acesta ele au fost construite.